Trofeul Festivalului Concurs de Folclor la Fântâna Dorului, ce a avut loc vineri 13 mai la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani, a fost câștigat de grupul vocal Lăzărelul de la Iugani. Cine primește trofeul Festivalului la Fântâna Dorului? Grupul vocal Lăzărelul de la Scala Iugani! Coordonator Grădinaru Monica primește trofeul Festivalului la Fântâna Dorului, ediția 4-a! Felicitări! Copilașii îmbrăcați în portul popular tradițional au impresionat juriul prin prestația fără cusur. Evenimentul aflat la a patra ediție a fost organizat de Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga din municipiu, în parteneriat cu administrația locală. Stimați colegi, dragi copii, onorat juriu și distinși invitați, în numele colectivului de cadre didactice al Liceului Tehnologic Economic Nicolae Iorga Pașcani, vă urăm un bun venit la cea de-a patra ediție a Festivalului Concurs de Folclor la Fântâna Dorului, un festival organizat de unitatea noastră de învățământ în parteneriat cu Primăria Municipiului Pașcani. Mă bucur să fim din nou împreună și transmit din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași gânduri alese și felicitări pentru inițiatorii și organizatorii acestui concurs, acestui festival județean, care este de altfel monitorizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, el aflându-se în lista proiectelor educaționale ale Inspectoratului Școlar Județean Iași. În cadrul competiției au participat peste 200 de elevi din Pașcani și comunele apropiate la 4 secțiuni: artă vocală și instrumentală, artă coregrafică și decorativă, dar și publicarea unui articol în revista Tradiții și Obiceiuri Strămoșești.